Aproximativ 100 de sindicaliști din Minerit și Energie au protestat în fața sediului ANRE din capitală. Protestatarii sunt din unități ale Complexului Energetic Oltenia, care au refuzat să mai participe la mitingurile organizate la Târgu Jiu, pe motiv că nu mai vor să protesteze împotriva directoratului condus de Laurențiu Ciurel. Aceștia au planificat pichetarea de la ANRE în aceeași zi în care, în fața diviziei miniere ACEO, a fost anunțat al treilea miting de amploare. Sindicaliștii care au pactizat cu conducerea Complexului Energetic Oltenia sunt acuzați că încearcă să distragă atenția de la evenimentul din Târgu Jiu, ei fiind și cei care au fost acuzați că își urmăresc propriile interese.